Așadar, stihia a făcut prăpăd aseară în nordul țării, la Edineț. Mai multe drumuri au fost blocate, iar câteva clădiri au fost deteriorate de vântul puternic. Amănunte aflăm în continuare de la primarul orașului Edineț, Constantin Cojocaru, care este în legătură directă cu noi. Domnule Cojocaru, bună ziua! Bună ziua! Văd în spatele dumneavoastră imagini de-a dreptul devastatoare, copacii sunt distruși. Vreau să ne spuneți care este situația la moment. Într-adevăr, așa este. Deci, urgia naturii de aseară a devastat practic o treime din Edineț, inclusiv orașul Cupci, în câteva sate limitrofe aici în zona, Alexandreni, Parcova. O situație foarte deplorabilă. Practic, reușim până la moment să eliberăm de copaci, de ce mai este, deci nemijlocit străzile centrale, pentru că n-am reușit încă să desfundăm întreg orașul. De grădina publică nici nu mai vorbesc, eu am intrat în grădina publică, dar sunt la numai intrare, pentru că mai departe nici nu pot merge. Mai multe acoperișuri deteriorate. Domnule primar, vreau să ne spuneți cum se intervine în prezent. Deci, în prezent avem încă drumuri blocate, drumuri care duc spre zonele mai adiacente ale Edinețului. Avem vreo 6 case deteriorate complet. Foarte multe acoperișuri, la ora 5 seara va fi clar, pentru că am făcut 4 echipe de intervenții care socot care sunt pagubile estimative în area primăriei noastre. Până la moment am informația în satul Alexandreni, sunt peste 50 de case luate acoperișul, în Edineț numărul lor probabil va fi la nivel de sute, dar o parte sunt parțial, o parte total. Acum noi nu avem, când ne ocupa de sectorul particular, încercăm doar să estimăm pagubile, încercăm doar să desfundăm drumurile, să desfundăm accesul către principalele instituții, în special pentru către spital a fost încă așa aseară. Au fost și două drumuri blocate aseară între Edineț și Cupcin și Edineț și Alexandreni. Până spre dimineață am reușit și le-am deblocat pe ambele. Mulțumesc EGSU-ul, poliției, structurilor locale, întreprindere municipală. Oamenii sunt foarte, foarte responsabili și se implică. Cred că este nevoie de o implicare nemijlocită și a Guvernului Central prin fondul de rezervă. Am alocat suma de 1 milion, tot fondul de rezervă a primării municipiului Edineț am alocat, pentru că este nevoie urgentă de motorină, este nevoie de diferite lucruri. Au mai venit și raioanele de prin prejur, Briceni, Ocnița, pentru a ne ajuta, dar încercăm mai ales la nivel de electricitate să restabilim mai întâi, mai apoi tot ce ține de legătura telefonică. Încă energie electrică nu avem, doar cu excepție spitalului și a 2-3 instituții unde primăria și rețelele electrice, unde oamenii pot să-și încarce telefoane. Vreau să vă întreb dacă au fost înregistrate victime umane, poate a fost cineva rănit, pentru că despre proporțiile și pagubele materiale ne-ați spus până acum. Victime nu au fost atestate, au fost câțiva răniți, dar răniți ușor, cu foi de ardezi. O persoană seara am dus-o în sânge pe la ora 1 din noapte. Pe o familie a fost prinsă în mașină, dar au fost scoși rapid. Câteva mașini au căzut sub copaci în câteva părți a Edinețului, dar ca să vă închipuiți, copaci de nuc, copaci de stejar, toți scos cu rădăcină. Adică a fost o viforniță foarte mare. Acum vedem ce putem face pe sectorul public, pe urmă trecem cu încetul și la sectorul privat. Domnule primar, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Respect, respect. Să trăiți.